Bună ziua! Sunt profesor Cristina Popa, expert în realizarea resurselor educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre articularea substantivelor și anume despre articolul posesiv genitival. Materialul se adresează elevilor de clasa a șaptea de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Să urmărim conversația dintre Maria și Andrei. Bună, Andrei, ce cățel frumos este al tău! Știam că familia ta are un câine mai mare. Bună, Maria, cățelul acesta este al vecinilor mei. Îl plimb în fiecare zi în parc. Îi place cu bicicleta. Câinele cel mare al fratelui meu nu vrea să se plimbe cu mine prin parc. Să observăm substantivele scrise cu roșu. Acestea, vecinilor fratelui, au în față un articol posesiv genitival, despre care ați învățat și în clasa a cincea. să ne amintim câteva lucruri despre substantiv. Substantivele sunt de trei genuri. Masculin, un și doi, un copil, doi copii. Feminin, o și două, o fată, două fete. Neutru, un și două, un creion, două creioane. Substantivele apar în dicționar la forma de singular, formă nearticulată. Copil, masculin singular, fată, Feminin singular sau creion neutru singular. Să ne amintim despre articolul posesiv genitival. Acesta se folosește atunci când vorbitorul dorește să exprime faptul că obiectul este în posesia cuiva. De exemplu, câine. Câine al vecinului ve sau vecinei sau vecinilor. Al este la același gen și număr ca substantivul câine. Sau la plural, câini ai vecinului sau vecinei sau vecinilor. Ai este la același număr și gen ca substantivul câini. Este de reținut că... Articolul posesiv genitival face legătura între posesor și obiectul posedat. În limba română se așează înaintea substantivului, fiind un cuvânt scris separat. Marchează suplimentar cazul genitiv al substantivului în fața căruia stă. De exemplu, cartea de bucate a bunicii mi-a plăcut. A. Să observăm Articolul posesiv genitival. În limba maghiară nu există articol posesiv genitival. Posesia este indicată cu sufixe specifice la persoanele 1 a doua și a treia, singular și plural, care corespund adjectivelor posesive din limba română, fiind folosite și în unele construcții în ale căror echivalente românești nu se folosește adjectivul posesiv. În limba română, acesta se acordă în gen și număr cu obiectul posedat, adică cu substantivul determinat și nu cu substantivul în fața căruia stă. Observăm formele pentru masculin, al, ai sau cele pentru feminin, a, ale. Dacă substantivul determinat este un substantiv neutru, atunci, la singular se folosește forma al de masculin, iar la plural forma ale pentru feminin. Să observăm! Câinele de pază al vecinului este o rasă apreciată. Câinele este un substantiv masculin la singular, iar al se acordă cu acesta este formă de masculin singular. Putem să spunem și câinele de pază al vecinei. Câinii de pază ai vecinului sunt o rasă apreciată. Câinii este la masculin plural, iar forma articolului este cea de masculin plural, ai. Putem spune câinii de pază ai vecinilor. Petala ofilită a trandafirului roz am așezat-o într-o carte. Petala, substantiv feminin la singular, forma articolului este a de feminin singular. Petalele ofilite ale trandafirului roz le-am așezat într-o carte, substantiv feminin singular, petalele, iar articolul este forma ale. Putem spune petalele ofilite ale trandafirilor. Creionul ascuțit al colegului de bancă a dispărut. Al se acordă cu creionul substantiv neutru singular. Spuneam că la neutru are forma de la masculin singular. Creioanele ascuțite ale colegului de bancă au dispărut, ale forma de feminin care se folosește la substantivele neutre la plural. Să exersăm împreună. Identificați substantivele articulate cu articol posesiv genitival din conversația de mai jos. Indicați genul și numărul substantivului cu care se acordă. Îmi plac foarte mult poveștile cu zâne. Despre frumusețea deosebită a acestor ființe aflaseră și zmei. Castelele de aur ale zmeilor nu le impresionează, însă faptele de vitejie ale feciorilor care vin să le salveze, da. Personajul meu preferat din povești este Calul Năzdrăvan. Este cel mai bun prieten al eroului și nu îl părăsește la greu. Nu se sperie de puterea incredibilă a zmeilor și aleargă ca vântul și ca gândul. A este articolul posesiv al substantivului ființe, care se acordă cu frumusețea, ale zmeilor, ale care se acordă cu castelele, în gen și număr, ale feciorilor, care se acordă cu substantivul faptele, ale, substantiv feminin plural, ale roului, care se acordă cu substantivul masculin la singular prieten, și azmeilor, a care se acordă cu substantivul feminin singular putere. Vă propun să exersați singur sau împreună cu un coleg. Identificați substantivele articulate cu articol posesiv genitival din textul de mai jos. Bună, Maria! Am auzit că ai călătorit în străinătate. Bună, Andrei! Am fost plecată la sora mai mare a mamei mele, care locuiește în Irlanda, în partea de est a țării. Mi-a plăcut locuința ei. Pereții de piatră ai casei erau ca ai unui castel. De la ferestrele mici ale camerei mele priveam spre mare. Într-o zi, au venit acolo și cei mai buni prieteni ai tatălui meu, și împreună cu ei m-am întors acasă. Un exemplu este a mamei, substantiv articulat cu articol posesiv genitival. Pe celelalte le găsiți voi. Vă recomand să apelați la profesorul vostru pentru verificarea răspunsurilor. Folosiți corect articolul posesiv genitival succes!